Copilul este pregătit, învățat, s-a pregătit, conștiincios, chiar și azi noapte. Aș dea din nerăbdare, mai făcut câteva teste. După meci, tata la voltare. E timpul. Care, dar mă plictisesc, mai fac un test. Dimineața, da, avea emoții când l-am văzut dimineața, asta înseamnă că un lucru bun, emoții pozitive. Și la ce l-a așteptat? O, la o reușită, dar indiferent cum. Este absolvent. Reușita este că acumula cunoștințe, este baza și o să ajung la liceul la care își dorește. Mă așteptam să fie destul de greu, având în vedere că nu prea mă descurcam la mate înainte, doar că am repetat niște formule cu aseară, de fapt, și s-a nimerit să pice fix chestia asta. Și am rezolvat destul de bine. N-a picat prisma la 6, la subiectul 3, și la fel, grila destul de ușoară, doar că știu sigur că am greșit ăla. Da. Fără doar și poate, am emoții, dar emoțiile sunt constructive. Sperăm la ce e mai bun. Copilul, am încredere că s-a descurcat, nu bine, foarte bine. Da. Da.